Ia uitați ce am eu aici, panouri fotovoltaice. Vreau să-mi fac un sistem de panouri fotovoltaice ca să am o alternativă la curentul pe care deja îl avem cu toții din rețea. Dar nu despre asta vreau să vorbesc, ci vreau să vorbesc despre sistemele de prindere, pentru că am folosit patru sisteme de prindere și cu siguranță cei care sunteți începători sau care aveți în vedere să vă puneți panouri fotovoltaice, mai ales în regim propriu, și studiați despre ele, pot să vă ajut sau pot să vă dau câteva idei, pentru că am folosit patru sisteme de prindere. Așa că haideți să vedeți ce sisteme de prindere există și cum le puteți folosi. Am vrut să improvizez ceva, dar până la urmă m-am lăsat pe gubaș, pentru că am zis că sunt începător, nu este de joacă, trebuie să le prind ca lumea și. Așa că am ales niște sisteme originale, ca să zic, create pentru așa ceva. Haideți să vedem. Pentru cei care aveți tablă cu falț, cum am eu aici, cu margine din asta, există cleme care se prinde direct de falț, ca să nu mai îngăuriți tabla. I-am mai dat și un autofurant aici, ca să fiu eu sigur că rezistă și că nu iese după falț. Deși el are un sistem aici care intră sub buza asta, totuși, dacă ți-e teamă, ți-e teamă, am zis mai bine suflu un iaurt decât să mă ard. Deci asta este un sistem de prindere. Putea fi prins șina asta și direct pe această clemă, dar eu am mai venit cu încă o clemă, imediat, așa, ca să mă înalț, să vin la o înălțime corespunzătoare să se ventileze bine panourile solare. O să vedeți că mai sus am folosit și doar clemă de asta prinsă direct pe tablă și clema aceea specială de prins direct pe tablă mai are aici dedesubt și o talpă de cauciuc, o membrană ca să protejeze de apă, să nu treacă apa pe sub ea, să intre apa pe gaura unde vine șurubul. Hai să mergem la următoarea prindere. Și următoarea prindere de care eu m-am ferit în primă instanță este această prindere cu șuruburi din astea mari, da, cu tijă din asta, care trebuie băgată în căpriori. Și după aceea vine clema aceasta de care se prinde șina. M-am ferit pentru că am zis, băi, cum măsor eu, cum dau ca să pun la drept, să găsesc căpriorii și să dau la drept găurile. Ei bine, am dat pe dădesubt găurile, am măsurat de la vârful acoperișului pe căprior în jos și a fost perfect. Am prins șinele perfect. Uitați, o să mai pun unul aici la jumate, nu mai mi-au ajuns. Și am la mine, uitați să vedeți cum arată. Cam așa arată. Și are o membrană aici în capăt care strânge pe tablă ca să nu pătrundă apa, da? Când plouă. Deci nu trebuie să ne facem griji că facem gaură în tablă. Uitați, eu mi-am luat și cu mine o borsetă. Este o idee bună să vă puneți toate lucrurile în ea când lucrați pe casă. Dacă lucrați în regim propriu, cum am lucrat eu în mare parte. Da? Pac. Și haide să mergem la următoarea prindere pe care am folosit-o și v-am spus de ea. Da, este o prindere așa, doar pusă direct pe tablă, o clemă. Uitați că am aici panoul. Să vedem dacă pot să vă arăt. Vedeți? Acolo are o talpă de cauciuc care nu lasă apa să treacă. Și este prinsă direct de acea clemă, dar înălțimea panoului este mai mică, da? Este panoul mai jos, tocmai din cauza faptului că este doar acea clemă. Uitați aici cât de înalt este, ceea ce face o ventilație mai bună și este recomandat asta, mai ales pe tablă care încinge, tabla încinge și randamentul va fi mai mic din cauza acestui fapt, așa spun specialiștii. Să știți că este foarte abrupt aici. Nu știu dacă se vede, ia uitați. Foarte abrupt. Panta este undeva la 55-54 de grade. Deci nu prea poți să stai în picioare fără să te ții de ceva sau să fii legat. Așa că eu mă și țin acum în momentul ăsta
Și o să vă arăt și pe țiglă, pentru că am și țiglă aici. Am pus primul panou acolo. Ei bine, hai să vedem prinderea de țiglă. Este aproape universală, cunoscută. Uitați, asta este prinderea de șină, pentru țiglă, dar speciale pentru țiglă, care se bagă pe sub țiglă și ajunge la căprior. Ajunge la căprior și se prinde de căprior. Iese pe sub țiglă, afară frumos și uitați ce bine arată. Ia uitați. Da? Haideți să desfacem una să vedem cum arată în interior. Dar mai înainte de toate, ia uitați ce apus avem noi aici, din vârful casei. Da? Haideți să vedem, să dăm țiglă la o parte. Uite, crăpată asta, dar nu-i problemă că n-o să mai... Uitați! Vedeți? Se prinde așa, acest sistem se prinde de căprior, se îndoaie exact după țiglă și vine așa. Da? Uitați. Vine perfect. Asta are două holșuruburi din astea, dar eu am băgat la majoritatea 3. Am venit cu 3. Deci cam astea sunt. Deci, gospodari, cam astea sunt cele 4 sisteme de prindere în tablă, cât și pentru țiglă. Să știți că am căutat foarte mult să le găsesc și le-am găsit că unele sunt foarte scumpe față de altele și am găsit variante destul de ieftine. Aș putea chiar să vă recomand de unde să le luați, dar fără să fac reclamă nimănui. Dacă îmi scrieți în privat, să vedem și în comentarii dacă pot să vă răspund. Așa că, cum vi se pare, sper că aceste informații v-au ajutat, mai ales dacă sunteți în situația în care să vă găsiți în situația în care vreți să vă puneți panouri și vă informați despre ele. Cred că este util să știți toate aceste informații. Sper că pe parcurs să mai vin și cu alte informații, cu alte lucruri de care mă lovesc și mi se par importante, o să le expun video dacă reușesc, dacă găsesc timpul necesar. Așa că țineți aproape. Aici a fost Zona Gospodarilor. Până data viitoare, ciao, ciao!